Avem un Renault Kerax care are revizie și vă voi prezenta modalitatea de înlocuire a filtrului de la supapa drefularului filtrului de secator. Pe carcasa filtrului avem prezentată modalitatea de schimbare, adică în prima fază trebuie să demontăm acest bușon care va goli instalația de eventualul aer care se află în interiorul cartușului, după care cu o șurubelniță vom împinge această piuliță și vom desface carcasa cu cartușul filtrant. Folosind un tors de 30, vom desfileta acest bușon. După care vom desface piulița filtrului. Apoi extragem filtrul afară. De asemenea, vine înlocuit și acest filtru de plastic de la serpentină. Apoi, cu ajutorul unei șurubelnițe, vom depresa și vom scoate filtrul din cartușul din carcasa filtrului. În cutia filtrului am primit o vasilină specială cu care vom gresa garniturile, ca acestea să lunece ușor și să nu se ciupă. După care vom introduce cartușul în carcasa metalică. Carcasa are o cătare, aici un pinten, care trebuie să se așeze în acesta. Vom monta filtrul de plastic în corpusul papei. Acesta are acest bolț care trebuie să intre în acest locaș. După care montăm filtrul de secator. Filtrul de secator se observă că are două locașe, unul mare și unul mic, iar aici avem aceste bolțuri în care se vor ghida aceste găuri. Aici este cea mare și în partea cealaltă cea mică. Acum filtrul s-a fixat. Luăm piulița aceasta, o introducem pe filtru. Căutăm aceste ghidaje. Și acum o strângem. După ce piulița s-a fixat, vom lua dopul de golire, acest bușon, care de asemenea a fost dat cu vaselină, și vom introduce la gaura lui. După care, folosind torsul de 30, îl vom înfileta. Aici avem cutia care conține piesele pentru filtrul de secator. Acesta este codul de piesă. Cutia conține cartușul filtrant, filtrul de plastic, precum acest prefiltru și bușonul. De asemenea, avem și o prezentare a modalității de înlocuire. Respect.